Numai bine. Ușor așa și delicat cum el. De obicei, Tavi Colin s-a așezat lângă mine, a venit și cu daruri. Pentru că noi nu ne-am văzut nici de 1 martie. Ce? De 8 martie. Ce? Am văzut narcise pe stradă și am o soră pe care o cheamă Narcisa. Și inspira, hai să ai 150 de narcise. Oh. Să fii iubită și fericită. Mulțumesc. Să ai o primăvară excepțională. Mulțumesc și tu la fel. Acum... Îți dai seama, 1000 de întrebări pentru tine, pentru că ai făcut lucruri între timp, de când nu ne-am văzut noi. Ai terminat casă, ți-ai făcut și tu un naiba cinematograf. Știi că acum, asta e ultima treabă. Să-ți faci cinematograf? Da. Dacă nu-ți faci cinematograf, încă mergi. N-am reușit cu cinematograful, dar o să știe niciodată. Eu mă rog să fim sănătoși și să facem în continuare ce ne place cel mai mult, să cântăm. Și este prima dată de când, primul an, de când nu mai sunt la Talisman, în care am ianuarie, februarie și martie foarte pline. Foarte bine! Da. Foarte bine! Da. Să dea Dumnezeu bine la tuturor! Să rămână din suflet! Ți-ai făcut și un studio de înregistrări foarte șmecher. Dar dacă eu, de exemplu, eu alt artist, nu tal, vreau să vin să înregistrez la tine, pot să fac asta? Cu mare drag! Îi aștept cu mare drag! Au mai fost artiști, m-aș trage vocile acolo, pentru că are podcast și câteodată are nevoie pentru niște reclame sau pentru niște... Mă rog, mici filmulețe și da, își trage. Și tu, nu mai este zici. Foarte încântată de... Că și tu înregistrezi. Și eu, și eu, da. Și da, ce da, să, da. Mai, să mai sucim. Suntem foarte liniștiți pentru că în sfârșit am ajuns la un nivel la care avem tot ce ne-am dorit. Și acum ne dorim sănătate, așa cum îmi spuneam. Și poate bine. Și o fetiță, nu știu. Mario abarna. Știe? Mario știe și ne bate la cap. Mario are deja 15 ani. În mai, între ei mai face 16. Hai! Și eu am făcut în socoteala de 15, știi ce zic? Da, și l-am dus la un antrenor individual, pentru că se pregătește pentru... Încearcă, să vedem, încercăm, mergem mai departe. Și e visul lui și eu încerc să-l susțin așa cum este? Pot. Să meargă la naționala de fotbal de anul 16 ani. Eu candidează, nu, încă nu se știe, eu îi doresc succes și mă țin după el. Și l-am dus la un antrenor personal pentru... dezvoltarea lui personal, așa, ca sportiv. Și l-a întrebat, zice, câți ani ai? 16. Și de ce vii cu taicătul la antrenament? Zice, păi nu pot să scap de el, că el vine, nu-l aduc eu, nu vreau să mă... Deci nu pot să scap de el pentru că vrea... Eu sunt foarte curios ce face, ce pași face în viață și sunt atent. Deci în continuare foarte protector, așa? Da, cred că nu-și mai dorește. Asta voiam să zic, până la 16 ani nu prea mai vor. Nu, da, antrenorul a certat, dar ești mai bărbatul. De ce vii, mă, cu... De ce vii cu taicătul? Păi nu vreau să-l iau, dar el vine... Mă rog, în fine. Avem discuții așa ca între bărbați deja, despre fete, despre tot ce se întâmplă, despre dezvoltarea lui personală. Îl înțelegi tot timpul sau are și rebeliuni adolescentine? Are rebeliuni, dar știi ce bucurie ne-a făcut acum zilele trecute? Ia. Ne-a spus așa în mașină, stătea așa liniște. Noi vorbeam despre ceva, despre ce o să facem, unde să plecăm și el zice... Auzi, știi ce m-am gândit? Va trebui să vorbesc din ce în ce mai des cu voi. Cred că am niște chestii de pus la punct cu viața mea și ce o să trebuiască să fac. Păi dă-ne un exemplu, aș fi zis eu. Ce vrei să vorbești cu noi? Că îți răspundem acuia. I-am răspuns foarte... Îi răspund absolut orice, bărbătește, direct. Răspunsuri care vin absolut natural. Deci nu stau să mă gândesc cum să inventez, să explic. Deja știe, înțelege absolut orice. Chiar și când noi avem acasă mici diferende, el vine la noi și ne spune, nu aveți dreptate niciunul. Apă bunești? De ce? Și chiar vine... Are argumente. Are argumente, frate. Deci, mama, deci sunt foarte pregătiți copiii din ziua, da? Și dacă nu știe ceva, se informează rapid. Bineînțeles. Are că telefonul în mână, imediat. Ce vorbești? Sau telefonul lipit? S-au născut cu el în mână? El mai uită de el. A început să mai lase telefonul deoparte pentru că are un program destul de încărcat. Și rămân uimit că se duce la școală, adică e la liceu, știi că la liceu devii rebel, vii, nu vrei să faci. Da, da. Și îl întreb câteodată cu uimire așa, zic, dar unde ești? Și el mă întreabă, tata, ce întrebare e asta? Zic, dar unde ești? Sunt la liceu, unde să... Aole, stai că am uitat, stai că te duci la liceu. Nu sunt eu, pe vremea ta. Ei, dragul meu,
nu trebuie să uităm că în cinstea zilei femeii tu ai scos și piesă nouă, da. Și m-am uitat și în trending, adică este, văd că... Și sunt foarte fericit pentru că împreună cu Arandu Marchez am lucrat o piesulică. Mi-a prezentat o variantă așa simpatică. Eu am Haideți simțit... să ascultăm un pic ca să vedeți cât e de modest. Vă rog. Ce frumusețe! Am auzit despre tine că ai auz absolut. Și e o chestiune foarte rară. Încă foarte bine. Perfect, să vedem cât de bine auzi. Cred că ți-am pregătit o provocare mică, drăguță, așa ca un buchet de narcise. O să auzi niște artiști pe care îi știi, care în momentele pe care le vom parcurge, nu-i vei asculta cântând, ca să nu fie ușor. Așa piesele le și cam știi. Da. Hai să vedem primul artist, să vedem despre cine e vorba. Am venit în curte după ce am fost la Giurgiu. Nu vreau încă să vă dau spoiler la ce plante vom aduce în această primăvară în curte, pentru că, bă, deci trebuie să le vedeți, efectiv. A? Deci, cunosc foarte bine timbru, dar nu-mi dau seama cine e. Spoiler, nu mă dau spoiler, pentru că sunt niște plante. Așa? Nu-mi dau seama. Cum, Giunuțule? Cum să nu-ți dai seama? Giunuțule? Hai, mă. Să mă îndemind. Păi ce cu plantele? Dorian Popa, Dorian da. Popa e cu plantele? Da, da. Eu am crezut că mi-am dat seama că e Dorian, dar zic... Păi și de ce nu zic? Ce legătură asta cu plantele? Nu te mai gândi la asta. Dorian Avem toți Popa. Legătură cu toate. Hai să vedem cea de-a doua voce. Știam că e cu casele. Nu știu dacă pot să-i spun curunte. Noi n-am avut niciodată certuri curunte. Ia. Sociu. Cum mă, după 7 secunde și pe Dorian nu l-ai auzit? L-am auzit, dar povestea despre... Eu am fost atent la ce a spus. Da, și spunea da, despre da, plante. Zic, da. Legătura asta cu plantele. Nu știam că e cu florile. Și cea de-a treia? Mă, ce ți-ai dorit tu, da? Hai, să răcorești lumea. Și cu bani, și fără bani. Culmea, că ne-a dat Dumnezeu de toate. Hai, na, poftim atunci. Este salam? Da. Salam. Este florizat. Da, da, da. Apropo de flori, tu știi ce face salam când mă vede? Ia. Îmi ia mâinile așa, mă pupă și mai am brațe. Păi... Serios, vorbesc serios. Deci nu vine să cred, de fiecare dată când mă întâlnesc cu el, deci stă așa și are respectul ăsta pentru da, da, da. Spune-mi, te rog, mai ai ferma ta în buricul Bucureștiului? Dar nu era fermă nici înainte. Lumea îi spune fermă, dar nu e fermă. Adică... Mă rog, de găină am cam scăpat, mai am câțiva porumbei. Știi ce problemă am? Nu are cine să stea cu ele când plec. Și am o nevastă tânără care a nebunit și vrea să plecăm în continuu, în vacanțe, în, nu știu, atunci când are timp, pentru că ea nu are aproape deloc timp. Și dacă avem 2 zile, uite, astăzi mi-am întârziat o plecare ca să ajung... Mulțumim! La, da, nu e un... Adică nu... nu e un apropo. Am spus că la tine vin oricând și ziua Mulțumim. Și noaptea, deci nu e nicio... Asta și... cu noaptea a sunat. Dar știi că i-a avut o surpriză, că ea își făcea bagajele și zice: hai, deci... Și zic, stai puțin, mai stai puțin o oră, că am niște treabă. Dar a meritat, pentru că vei cunoaște, pe lângă Ana Maria Becar, prea frumusețe. Hai să mergem să vedem. Bine ai venit, Ana Maria. Bine v-am găsit. Ce e? Suricată. Dinamul mangustelor. Da, cu 4 dește. Da. No, cu 4 dește, da. Să știi că mi se pare foarte mic. Vai, ce frumos. Nu te feri, că nu-ți fac nimic. Niciodată la animale nu trebuie să vii cu gesturi. Trebuie să vii cu gesturi ample, pentru ca ele să vadă că nu sunt amenințate. Deci vii ușor frumos așa. El a înțeles că eu nu-i fac nimic. Nu-i place pentru că nu mă suportă. Probabil am și timbru așa vocal foarte tare. Nu-i place, dar acceptă. A acceptat să... văd că mă lasă, hai, o să ne prietenim. Acceptă, da. Este un băiețel și îl cheamă Ceapă. Da, este un băiețel și îl cheamă Ceapă. Are aproape 4 anișori. Dar mie mi se par mai mari la televizor, nu știu de ce. Și se el, ridică? În momentul în care se ridică, să vedem dacă totuși ar vrea să se ridice. Hai să vedem. Alunecă, micuțul. Alunecă, lui nu-i place. Ei sunt obișnuiți pe nisip. Da, e prima oară într-un platou de televiziune, n-are cum să-i placă. În general, în momentul în care aude anumite sunete, se ridică să cerceteze, să vadă dacă cumva vine vreun pericol și trebuie să anunțe, în mod normal, clanul. Da. Clanul, da. Dar de unde vine Ceapo?
Ceapă vine din Rusia, da. Dar mangust, exuricatele mai exact, vin din Africa de Sud. Ele acolo este deci mediul natural. Deci la căldură, căldură. Și atunci, cum îl ții pe el în condiții optime? Noi avem becuri de căldură, da. Cât și un bec care îi dă o lumină de deșert. Mm-hmm. Deci în căsuța lui are tot ce-i trebuie. Tot ce-i trebuie, da. Da. La becul de căldură, da, are și nisip. Îi place să sape foarte mult. Oh, continuu sap. Acesta este și motivul pentru care îl cheamă Ceapo. Deci îi par foarte mari, când încolo sunt mici. Da, da, da. Și totuși Ceapo este un exemplar destul de măricel. Sunt alții care sunt mai mici decât el. Și de ce ți-a ales tocmai o suricată pe lângă pomeranienii tăi? Pentru că am văzut pe Instagram cum, cât de iubitoare sunt suricatele, pentru că ei sunt foarte iubitori, da, ca și animal de companie. Totodată mi-a plăcut și ideea că ei în captivitate, dacă le oferi tot ce au nevoie, trăiesc peste 12 ani. A, deci sunt rezistențe. Da, sunt animale care în captivitate nu trăiesc. Ei, din contră, ei, da, în captivitate peste 12 ani, în deșert maxim 5. De ce? Pentru că sunt foarte mulți prădători care îi vânează. Deci și sus îi atacă și ulii și vulturii, da, și jos șerpii, deci peste tot au numai și coioții sau șacalii. Sau... Da. Mici. Da. Și totodată se omoară și între ei. Clanurile se bat până la moarte. Da. Da. Și dacă femelele. Dacă intri în teritoriul nostru, îl bat până la moarte. Da. Există femela alfa în clanul lor, iar femela alfa în momentul în care este însărcinată are puiuți, câteodată omoară celelalte femele. Wow, ce temperamental! Ceapo are și talente ascunse, pentru că el, dacă aude un sunet, îl poate reproduce. Și pentru că el crește într-o caniță de pomeranieni, îi aude pe frățiorii lui căței și latră și el. Hai să-l auziți dacă nu ne credeți. Ia uite-o. Deci fața lui Ceapă, în momentul în care și-a auzit vocea, este priceless, n-ai cum. S-a și ridicat. S-a și ridicat. S-a ridicat, da. Da, da, să dea semnal. Este singura suricată pe care o ai? Da, singura suricată pe care o am, și deși mi-aș mai fi dorit. Dar trebuie, am înțeles că de la Tavică trebuie două femele. Da, nu doar una. Da. Deci ei funcționează ca și viață în sălbăticie sub formă de clan. Și nu conduc masculii, conduce femela alfa. Păi asta spunea și Ana Maria. Și dacă n-are mai multe femele, le bate. Da, e problemă, deci trebuie minim două. Și ceva foarte surprinzător, el simte femela care este rudă cu el. Și invers. Da, și nu se împerechează. Și nu se împerechează și nu, oarecum nu se suportă ca și cuplu. Deci obligatoriu femela trebuie să fie alt sânge. Uite, apropo de sânge, vă mulțumesc mult amândurora. Și apropo de același sânge, veți vedea două femei superbe, care sunt mamă și fică, în câteva clipe.